O femeie din Brașov a cerut ajutor autorităților din Sibiu după ce a fost în repetate rânduri bătută de tatăl copiilor săi. Femeia a luat 2 dintre cei 4 copii în brațe, s-a urcat într-o mașină de ocazie și a spus șoferului să o ducă cât mai departe de coșmarul în care trăiește. Momentan a primit un pat în centrul de plasament cu primire în regim de urgență, dar nu pentru mult timp. Elisabeta Buruian are 35 de ani și locuiește într-un sat din apropierea orașului Codlea, în județul Brașov. Are 4 copii și locuia până de curând cu tatăl micuților, dar fără a fi căsătoriți. Femeia susține că era zilnic bătută și înjurată, dar luni nu a mai putut răbda. I-a luat pe 2 din cei 4 copii și a plecat de acasă. Un bărbat a luat-o cu mașina la ocazie, dar a fost nevoită să coboare la Sibiu. Aici, cu ochii plini de lacrimi și micuții în brațe, a cerut sprijin. De unde sunteți? De la comuna Altieu. În ce județ? De lângă Codlea. Și ce faceți la poliție în Sibiu? Am venit aici să mă ajute cineva, că acolo am anunțat primăria, poliția și nu au luat măsuri. Tot timpul sunt bătută de frații mei, cum nata mea m-a bătut de 2 ori și nu mai pot să mai stau acolo. Mm-hmm. Și să mă ajute cineva să plec undeva cu ei la centru. Mai am 2 minori acasă. Păi și ei de ce au rămas? Păi n-am putut să iau pe toți după mine. Păi și soțul? Eu cu ei nu sunt cununată, copii, nu spun numele lui, spun numele meu. Și nu se mai poate, nu mai pot. Când v-au bătut ultima dată? Pe 28 septembrie. Nu, deci tot timpul, nu numai atunci. Nu se mai poate, nu mai pot. Și de acolo nu v-a ajutat nimeni? Nu. Ești la Sibiu, ce au spus autoritățile? Nu zic că o să mă ajute undeva să mă duc. Ați venit direct la poliție? Da. Și acum așteptați să vină cineva să vă ia? Da, da. Și să iei măsuri cineva, că nu se mai poate, deci nu mai pot. Au bătut și copiii sau doar pe dumneavoastră? Copiii sunt tot mereu înjurați, să pur și bătuți de frate meu. Dar are ceva cu dumneavoastră? I-ați făcut ceva? Nu, eu nici nu vorbesc cu ei, cu maica mea, nu vorbesc de un an și ceva. Păi de ce? Pentru că nu, pe mine nu m-a plăcut de mică. Și taică mi-a amenințat sâmbătă să plecă, îmi rupă picioarele. Deci nu se poate, că nu ține cu mine, că e ține cu el. Îi rog să mă ajute cineva, să nu mai mă întorc acolo, că nu mai pot să mai mă întorc. Și ce o să faceți dacă, zic eu, vă ține cineva o săptămână și după vă scoate în stradă? Nu știu, asta nu știu. Copiii să renunț, să-i las lângă mine, nu pot. Nu. Aveți un telefon unde vă poate găsi cei care vor să vă adăpostească undeva? Nu. Deci ați plecat doar cu hainele de pe dumneavoastră? Da. Femeia a fost internată de cei 2 copii la centrul de plasament cu primire în regim de urgență. Aici poate primi adăpost doar câteva zile. Apoi va fi transferată la un centru din județul Brașov. Nici acolo nu va putea rămâne probabil mult timp. Legislația din România nu o poate proteja de pumnii concubinului. Cel mai probabil, la fel cum se întâmplă în mai toate cazurile, va ajunge din nou acasă în același mediu și va retrăi același coșmar. Păcat însă de copiii care nu primesc o educație adecvată și vor ajunge să dea în cap bătrânilor pe stradă, să fure sau chiar să comită crime.